Bazarul din centrul municipiului Târgu Jiu a fost creat de deschiderea unui mini-market în buricul târgului. Inaugurarea magazinului Carrefour, criticată de o parte a mass media, dar protejată de autoritățile locale, s-a transformat într-o nouă umilire a lui Constantin Brâncuș, ansamblul ce-i poartă numele urmând a fi introdus în patrimoniul UNESCO. Regulile pentru acceptare în patrimoniul universal sunt însă drastice, iar autoritățile de la Târgu Jiu dau dovadă încă o dată de bătaie de joc la adresa operelor marelui sculptor, acceptând ca imaginea acestora să fie afectată de mormanele de resturi și stivele de produse depozitate direct în parcarea de pe axa Brâncuș. Nici Ministerul Culturii și nici reprezentanții primăriei Târgu Jiu, care și-au dat girul pentru deschiderea mini-marketului, nu au răspuns azi cu un punct de vedere oficial legat de imaginea lugubră dintre operele marelui sculptor.